Deci, Smart FM Târgoviște. Verificăm că 107.3. Îl ia și pe 95.9, dar care e unul de la KIF. Asta e receptorul D5 pe care îl țin în gheață, l-am lipit cu Superglue. E un radio extraordinar. Și acum vom încerca pe Marele Sangean să luăm același radio. Ca să-l punem în aceeași poziție. Deci el e azul. El e azul la 300 de kHz. Un DSP foarte selectiv. Deci 300 de kHz. Se duce jos. Mă rog, reușim să scăpăm de jos. Dar nu luăm nicăieri smart-ul. Deci, na, cam asta e. Sangeanul ăsta e foarte, e foarte bun audio. Să-l folosești ca boxul, dar nu ca radio. Dacă vrei aparat de radio, ții un tuner, ții un G5. Asta e semnalul rotil pe 88.7. Smart FM, nu este zuc. Nici măcar pe 88.8 nu e zuc. Aici, pe 88.9. Observăm că luăm în diverse poziții unde... Aici, teoretic, pe orizontal nu mai are treabă cu zuc. Dar Sangeanul se încăpoținează să nu o recepționeze. Îmi face o încercare să-i morim antena, să... Ma. Noi scăpăm de zoo, dar degeaba. Cam asta. Uite, mai facem o încercare. 90.5 și șlagărul local din Buluse. Așa e cu Sangean. 90.5. Bun. Cum e că tot... Uite. Aici nu are zoom, nu are nicio intermodulație. Și doar este mai sensibil. Îl scoate până la urmă. Execrabil, dar îl scoate. Cu antena lungă, cu antena scurtă. Cam așa sau de max. Uite, este diferența de sensibilitate, fără selectivitate. La selectivitate este mult mai prost. Dar G5 e modificat. Sensibilitatea n-a modificat-o nimeni. E nativ.